Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Sunt aici cu un coleg și prieten de-al meu, Cosmin Ungureanu, din Eindhoven. Cosmin, bine ai venit! Salut! Cosmin are o idee foarte faină, o să o spun acum, la modul general. Despre ce e vorba, Cosmin? Da, salut! Vrem să încercăm un pic altfel știința și o să discutăm despre poveștile copilăriei noastre și nu numai. Astfel încât vom discuta știința poveștilor. Vom încerca să rezolvăm anumite mituri și întrebări pe care ni le punem fiecare sau ni le-am pus la un moment dat despre povești și vom încerca cu ajutorul științei, nu e numai fizică, o să discutăm și despre chimie, biologie, matematică, trecem prin Deci o toate. să fim un fel de detectivi. Da, o să fim O un fel de să intrăm detectiv. în anumite povești și o să vedem dacă anumite lucruri se pot sau ce nu se pot sau chiar Da. o să aflăm adevărul. Da. Un fel de Mythbusters de România. Așa, să zicem. De cu povești. Așa. Poveștile o să fie din România, o să fie și din străinătate. Ai Da, idei da. ce povești, cam ce povești o să fie? Da, am pregătit pentru primele două episoade, am pregătit Capra cu trei ezi, zice, operă națională, așa, unde vom încerca să rezolvăm cu ajutorul științei misterul crimei din Capra cu trei ezi. Dar de ce e un mister? De fapt, care e crima din capa cu trezi? Deci, așa cum știți, să rezumăm pentru oamenii care nu au încă știu povestea cu capra cu trei ezi, era o capră, avea trei iezi și le-a zis, bă, băieți, în casă, uite aici, nu deschideți ușa, eu mă duc până la magazin să cumpăr niște treabă, să aduc de mâncare, voi stați acasă, nu deschideți ușa până nu auziți parola. Și parola este cântecul celebru cu capra cu trei ezi, ăla, cu trei iezi, cucuieți, ușa, mami, descuieți. Așa, Așa. și ea a plecat, deci erau trei Și iezi. până la urmă au deschis ușa. Au deschis ușa, lupul a mâncat doi dintre ei, a venit mama supărată, băi, ce s-a întâmplat? Ăla micu s-a ascunsese într-o firidă pe acolo să vadă, să nu mănânce lupul. I-a zis mamei tot, maica s-a făcut un plan, aș putea spune aproape diabolic, să-și ia revenge, să-și ia revanșa. Și a făcut o capcană pentru lup, a ars lupul, s-a terminat. Și deci care e crima? A, crima, crima. Că l-au Deci, omorât pe lup. Sau că, nu. stai că mai sunt și niște iezi care au murit. Da, exact. Deci, în povestea asta avem două crime. Trei. Una, Două iezi și un două, lup. așa. Una în care este lupul, care se știe clar. Avem și martori. Iedu cel mic era lângă maică-sa când a murit lupul, când l-a ars pe lup. Deci, aia e clară. Nu avem niciun dubiu. Însă, Așa, adică mama l-a omorât pe lup. da, așa, Bun. bun. Crima pe care vom încerca noi să rezolvăm este cine a omorât cei doi iezi. Păi cum așa cine a omorât? Păi nu i-a omorât lupul? Nu i-a Nu. mâncat? Nu avem dovezi. Eu nu. Da. Nu m-a convins. Nu sunt convins. Eu cred că Am totuși a fost înțeles. o nedreptate și lupul a fost acuzat pe nedrept. Este doar o victimă a prejudecăților și a unei judecăți pripite. Nu au fost luate În toate considerare toate dovezile. aspectele. Exact, Am exact, înțeles. exact. Deci mi se pare foarte interesant să rezolvăm crima asta, să vedem într-adevăr dacă lupul a făcut crima, pentru că nu vorbim de fapt de un lucru adevărat, vorbim chiar de o poveste. Da. Și chiar într-o poveste, da, putem să aflăm adevărul. Exact, Adică, exact. bun, eu zic ca să-i dăm drumul. Da. Bun, acum, pe ce ne bazăm noi? Ne bazăm pe un lucru foarte simplu. Apărarea lupului este următoarea. Pur și simplu, lupul nu avea voce, el nu putea să cânte cântecul caprei Așa. și să păcălească iezii. Nu putea. Fiziologic, el nu putea să scoate sunetele caprei. Păi de ce nu putea? Nu putea. Fiecare animal este diferit Așa. și în funcție de laringe Așa. și cutia Laringea. vocală, Așa. asta cum cheamă, în funcție de Cavitatea vocală. cavitatea orală, așa, frecvențele sunetului pot să fie diferite. Ați văzut Așa. că lupul urlă, capra behăie, Și așa câinea mai latră, departe. pisica miaună. Ei bine, și pentru a putea lupul să cânte, să păcălească iezii, trebuia el să poată scoate sunetele care le scotea și capra. Am înțeles. Deci tu vrei să spui așa, în esență, că lupul are o conformație diferită Exact. și oricum ar încerca, tot n-a reușit să scoată sunetele pe care le scoate capra. Corect. Și cum putem să folosim știința ca să dovedim lucrul ăsta? Ne vom folosi de ceea ce se cheamă analiza Fourier, în care vom descompune sunetul
urletului lupului și sunetul caprei în frecvențele fundamentale care compune, care sunt în interiorul, sunt compuse în semnal, și vom arăta că frecvențele alea sunt foarte diferite. De exemplu, e ca și cum eu aș încerca să cânt un cântec din ăsta de operă. Na, eu n-am O voce. să încerci. Nu. Nu. E mai bine să nu. Așa. Oamenii imediat s-ar da seama, bă băiatule, tu n-ai treabă cu opera, ai, las-o moale, știi? Exact același lucru e și cu lupul. Lupul, dacă ar fi încercat el să cânte, să behăie Am cântecul înțeles. caprei, ieri i-ar zis, hai mă, lasă-ne mă, că tu ești tu. Dar stau eu acum și mă gândesc, nu e același lucru și cu instrumentele? Ba da. Că se spune că două viori sunt diferite, deși ele scot aceleași note. De ce sunt diferite? Da, pentru că pot să fie variații foarte mici în cutia de rezonanță a instrumentului muzical și el poate să genereze frecvențe diferite. Însă, orice notă muzicală are O frecvență o de altă bază. frecvență de bază și armonice. Armonicele sunt generate de geometria, mărimea, dimensiunea, cum a venit instrumentul muzical. Armonicele sunt tot frecvențe, numai că sunt frecvențe multiplu Da, sunt al frecvențe frecvenței diferite de bază. fundamentale. Exact. Și amplitudinea lor, zici tu, e diferită de la un instrument la celălalt. Da. Și Și localizează. Și în. deci chiar dacă cânt aceeași notă, aceeași frecvență Sunt un fundamentală, pic diferit. armonicele o să fie diferite și sunetul o să fie diferit. Exact. De Am aceea, înțeles. poate, o același cântec, chiar dacă folosim pe partitura muzicală, același cântec sună altfel pe chitară decât pe la pian. Am Tocmai din înțeles. cauza armonicelor care dau acea diferență. Chiar Și și oamenii, da. când cântă, pot să cânte doi oameni aceeași cântec, aceleași note muzicale, eu urmăresc aceeași partitură, însă sună diferit din cauza armonicelor. Armonicelor. Aia dau specificitate și frumusețe diferă de la om la om. Și să înțeleg că metoda asta vrei ca să o folosim la analiza sunetelor, să ne dăm seama dacă un lup putea să facă ca o capră. Ce vom face acum este vom analiza și vom descompune în frecvențele fundamentale cu un anumit program care îl voi arăta mai departe, sunetul urletului de lup Așa. și sunetul caprei. Vom arăta că frecvențele și armonicele generate de lup sunt diferite de ale caprei. Am înțeles. Hai să începem. Hai să începem. Pentru a analiza cântecul caprei și urletul lupului, vom folosi programul numit Spectrum View. Este un program care analizează și face transformata furie. Toată magia se întâmplă pe ecranul acesta, unde pe axa verticală, de sus în jos, vom vedea, este timpul și vedeți cum trece timpul, cum o linie se umple pe ecran. Pe axa orizontală, de la stânga la dreapta, este reprezentată frecvența, iar intensitatea semnalului, intensitatea frecvenței respective, este codată în culoare. Cu cât este mai intensă o culoare, cu atât este mai aprinsă. În cazul acesta spre roșu-galben, unde verde este o amplitudine mai mică. Pentru a arăta cum funcționează, voi încerca să spun vocalele și o să vedeți care sunt diferențele. Ce putem vedea noi pe ecran? În primul rând, frecvențele de bază și armonicele vocalelor sunt la regiuni diferite. De exemplu, pentru A avem o frecvență pe la 210 Hz, apoi avem o frecvență mai mare la 700, deci o armonică mai mare, mai intensă. La E avem pe la tot așa la 200 Hz, dar avem armonice pe la, uite aici, 2000 Hz. I și E sunt asemănătoare la
și la frecvență și un pic la armonice, cu mici variații la I. De exemplu, avem armonice un pic mai înalte, avem și pe la 3000 de Hz. La O avem tot așa frecvență pe la 240. Armonicile sunt un pic mai joase decât în cazul cum a venit la E sau la I, iar U este asemănător cu O. Acum că am înțeles cum merge programul, vom analiza sunetul caprei și sunetul lupului și vom compara frecvențele. Bun, interesant. Ce putem vedea noi aici? În primul rând, înregistrarea a avut mai multe capre. Eram curios să văd dacă mai multe capre dau cam se behăie asemănător. Avem frecvențe, cele mai joase frecvențe ale cântecului de capră sunt pe undeva pe la 800 de herți. Chiar unele și mai înalte, când a fost înregistrarea cu un ieduț. Cam așa, pe la 800 diferite capre cântă cam, au frecvență de bază cam aici. Au armonice la fel pe la vreo 2000 de herți, iar tot așa, armonicele de la 4000 de herți, deci frecvențele mari, sunt mai puternice în semnal. O altă caracteristică care putem vedea este, să zicem, împrăștierea frecvențelor. Nu sunt frecvențe clar definite, dar sunt împrăștiate neapărat destul de mult în zona asta, cam de la 700 de Hz până la 4000 de Hz. Astea sunt cele două caracteristici ale cântecului de capră. Bun, vom face același lucru pentru lup și le vom compara. Bun, am ascultat și pe domnul Lup. Ce putem vedea acum, de data aceasta? Frecvențele sunt un pic mai joase decât ale caprei. Avem pe undeva pe la 600 de herți, unde la capre erau mai mult, erau pe la vreo 800 de herți, tot așa, diferiți lupi cântau, aveau frecvența diferită. Însă ce putem vedea față de capră este că armonicele sunt mai bine definite, mai clare, astfel încât nu avem, de exemplu, avem foarte multe zone din astea libere. Acum când avem în stânga imaginea cu frecvențele caprei, iar în dreapta avem frecvențele lupului, diferențele se pot vedea clar. Cum am spus, la capră avem frecvențele bogate și împrăștiate foarte mult, de la 800 până la 4000 de herți, însă la lup sunt mult mai frecvențele sunt mult mai curate și mai bine delimitate în timp, ceea ce arată că lupul nu putea să cânte cântecul caprei, ori să behăie ca și capra, la fel de bine ca o capră. Nu putea, fiziologic nu putea să scoată sunetele respective, prin urmare, nu el ar fi putut păcăli
iezii. Altcineva a păcălit iezii și i-a ucis. Am revenit, am văzut cele două spectrograme, așa se numesc, nu? Am văzut că sunt diferite. Cu alte cuvinte, lupul nu poate să producă aceleași sunete pe care le produce capra. Perfect. Și atunci se ridică întrebarea. Era el criminal? Tu ai spune că nu era el criminalul, pentru că nu putea să reproducă sunetele. Și Da, atunci altcineva trebuie să fie criminalul. nu putea să păcălească iezii. Și tu crezi, că noi putem să găsim criminalul? Da, sunt convins de asta. Și ne spui acum sau lăsăm întrebarea deschisă pentru episodul următor? Lăsăm întrebarea pentru episodul următor. Însă, ca să vă dăm așa niște indicii Așa. în găsirea criminalului, trebuie să înțelegem o chestie, că iezii au fost omorâți, Da, au fost trebuie și omorâți. mâncați. Deci trebuie Deci, să fie un mamifer carnivor, ceva care care mănâncă mănâncă, carne. da. Bun. Dar nu trebuie neapărat să fie mamifer, poate să fie și un dinozaur. Poate să fie și dinozaur. Ok, Așa. Bun. continuăm. Bun. Să lăsăm asta doar indiciul ăsta. Hai să vedem dacă putem doar cu indiciul ăsta să putem să vedem ce credeți voi, cine ar putea să fie criminalul. Iar în episodul următor o să vă arătăm cine ar putea să fie Rezolvăm criminal. Rezolvăm misterul crimei. bine atunci, pe data viitoare. La revedere!